Dragii mei, și în acest an îi avem alături de noi pe prietenii de la Romvac, specialiștii care ne-au dat sfaturi de-a lungul anului trecut și cu siguranță vrem să-i păstrăm lângă noi și în acest an. Pentru că ne învață cum ar trebui să procedăm în așa fel încât să fim noi sănătoși, animalele sănătoase, dar mai ales cum trebuie să fie și solul sănătos. Să știți că astăzi am fost în vizită la ei și ne vor vorbi despre ceva despre care eu nu am auzit. Fiți atenți! Microbiom. Bună ziua, domnul director! Poftiți, poftiți! Bine v-am regăsit. Să știți că colegii noastre au avut grijă să mă echipeze corespunzător unei companii ca a dumneavoastră, ca de fiecare dată de altfel. Mă bucur că v-ați echipat... Așa. Da, să știți că am venit la dumneavoastră pentru că am auzit ceva în legătură cu microbiom și cu preocupările dumneavoastră pentru îmbunătățirea microbiomului. Și aș vrea să discutăm un pic despre acest subiect. Mulțumesc! Da, bine ați venit în primul rând și într-adevăr este un subiect de mare actualitate și un subiect foarte interesant pentru că păi tocmai aceea, pentru că am auzit discutând colegi de-ai dumneavoastră despre acest subiect și am vrut să aflu amănunte de la omul numărul 1 al companiei, până la urmă. Fiecare organism este populat cu un număr imens de bacterii. Spre deosebire, corpul uman... Folositoare sau mai puțin folositoare? Nu. Deocamdată când discutăm de microbiom, discutăm de bacteriile apatogene, bacteriile folositoare organismului. Bun. Foarte așa. Bine că ați precizat așa. Acest lucru. Deci, organismul uman este populat cu un număr foarte mare de bacterii. Numărul bacteriilor care colonizează pe în interiorul organismului și pe piele, în exteriorul organismului, depășește numărul de celule care compun organismul. Deci, este un număr imens de bacterii. Și aceste bacterii nu fac altceva decât să protejeze organismul de bacteriile patogene care pot să intervină. Orice organism, trăind într-o atmosferă mai mult sau mai puțin poluată, vine zilnic în contact cu fel și fel de bacterii, unele patogene, altele patogene. Dacă organismul este populat cu bacteriile apatogene și discut în primul rând de bacteriile care se găsesc pe tot tubul digestiv și în special în intestin, deci dacă aceste bacterii sunt acolo, atunci bacteriile patogene care pătrund în organism sunt eliminate pentru că ele nu pot să se multiplice numai dacă se fixează în organism, dacă găsesc locuri libere pe traiectul digestiv. Și dacă important este să nu găsească loc liber. Important este să nu găsească loc liber. Ori în momentul în care organismul uman trece printr-o afecțiune și este tratat cu antibiotic, antibioticul de obicei distruge cam tot ce intră în spectrul de activitate. Antibioticul nu știe că bacteria este patogenă sau apatogenă. Deci antibioticul distruge și una și alta. Și atunci noi, ca să ne ferim de apariția acestor locusuri, trebuie să populăm din nou bacteria. Și atunci discutăm de... Bacteriile apatogene, ca să înțeleg. Deci noi trebuie să populăm cu bacteria apatogene. Corect. Și atunci discutăm tot timpul de aceste probiotice. Probioticele, de fapt, sunt bacteria apatogene care sunt administrate organismului pentru a evita popularea lui cu bacteriile patogene. Aceste bacterii apatogene, aceste probiotice se găsesc în multe alimente, începând cu iaurturi preparate nu prin eu știu ce procese industriale, ci prin procesele de însămânțare cu aceste bacterii. Naturală. Așa, naturală. De asemenea, murăturile, varza acră fac parte din aceste probiotice pentru că conțin bacterii care sunt apatogene pentru organism. Deci, preocuparea noastră este ca, în momentul de față, să dăm organismelor, deocamdată noi ne ocupăm de speciile animale, deci discutăm de păsări, porc, oaie, eu știu, vacă, deci să dăm tineretului acestor specii bacterii încă din primele zile de viață. Dând aceste bacterii din primele zile de viață, tubul digestiv se colonizează, se acoperă cu aceste bacterii apatogene și
crește sporul în greutate, se reduce morbiditatea, se reduce mortalitatea. Rezultatele au fost foarte bune, avem ferme care le-au testat și acum permanent ne solicită aceste bacterii pentru că au constatat că este foarte... Că nu mai au probleme cu tineretul. Că nu mai au probleme cu încă din primele zile de viață. Sigur. De asemenea, pot spune că acest microbiom practic este cel care dă dezvoltarea organismului, pentru că asigură o dezvoltare armonioasă a organismului, pentru care e protejat, da, să spun așa. Și mai este o treabă, pentru că noi tot timpul discutăm de probiotice, dar să discutăm și de prebiotice. Prebioticele sunt acele fibre care se administrează în hrană pentru a ajuta dezvoltarea, întreținerea acestor bacterii patogene. Pentru că ele, la rândul interesant, lor, au nevoie de hrană. Deci nu se pot... dezvolta și multiplica dacă nu primesc și hrană specifică lor. Or, hrana specifică lor este formată din fibre și atunci organismul trebuie să primească și aceste prebiotice. Deci fibre... Bun, fibre la animale și le știm care, da, sunt, din ce le poate obține. Și omul din ce poate asigura aceste fibre? Din cereale, din, eu știu, diverse legume. Inclusiv pâine? Și pâine, da. Dar cereale, în general, asigură aceste fibre necesare organismului. Necesare acestor dezvoltări, da, acestor bacterii. Da. Bacterii apatogene. Apatogene. O treabă încet, foarte, încet mă familiarizez cu termenii dumneavoastră. O treabă foarte interesantă. Tot timpul noi ne spălăm și dăm cu tot felul de deodorante ca să nu mai mirosim la sub braț sau eu știu ăsta. Mirosul acesta este dat de anumite substanțe care sunt produse de aceste bacterii apatogene și care sunt toxice pentru bacteriile patogene. Deci ceea ce noi îndepărtăm, de fapt, este rezultatul acestor bacterii care protejează organismul. Interesant, eu credeam că e invers. Nu? Băi, înseamnă că suntem plin de toxine, ziceam. Nu. Deci v-am spus că aceste bacterii apără organismul prin mai multe metode. În primul rând... Bun, dumneavoastră, concret, acum ce faceți în acest sens? Dacă aveți produse care să vină în sprijinul tineretului din speciile care le-ați amintit și chiar a omului. Avem un singur produs care avem, adică o singură tulpină pe care o utilizăm, dar avem în studiu acum și alte tulpini, pentru că sunt foarte multe tulpini care populează intestinul, dar noi mergem pe câteva și am început cu Enterococcus fecium, deci este prima bacterie, urmând ca să luăm și alte tulpini care populează acest tub digestiv și să le administrăm, după testele respective, să le administrăm animalelor și în final vom ajunge și la om, pentru că aceste probiotice sunt suplimente alimentare și se pot administra fără niciun fel de problemă și omului. Păi ce să vă zic, m-ați cam lămurit în legătură cu Bioenterom. Bioenterom. Asta e produsul sub, da, care apare denumirea, da, comercială, da, sub care apare, da, probabil, da? Da, da. E în regulă. M-ați cam lămurit în legătură cu asta. Am înțeles și eu ce-i cu bacteriile patogene, apatogene. Mulțumesc foarte mult și vă doresc succes să obțineți cât mai multe astfel de produse. Le puneți pe piață spre binele și crescătorilor de animale, de păsări, dar și pentru oameni. De ce nu? Categoric. Pentru că de cele mai multe ori aceste bacterii sunt comune.